Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a lansat harta interactivă a tineretului. Aceasta conține pentru fiecare județ în parte datele de contact și evenimentele organizate de toate casele de cultură ale studenților, fundațiile pentru tineret, asociațiile și federațiile de și pentru tineri sau studenți, precum și organizațiile non-guvernamentale din domeniu. Despre scopul acestei hărți ne vorbește Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse într-o relatare telefonică. Această hartă interactivă, în momentul de față, a fost completată pe fiecare județ cu organizațiile non-guvernamentale în domeniul tineretului, reprezentanții ai caselor de cultură, studenților, tot ceea ce înseamnă instituții cu atribuții în domeniul tineretului. Va fi completată de ONG-uri în domeniul familie și, de asemenea, cu ONG-uri în domeniul protecției drepturilor copilului, dar și cu site-ul de la sau pagini de socializare de la instituțiile cu atribuții în domeniu. Prin intermediul acestei hărți ne propunem ca activitatea tuturor reprezentanților societății civile, fie că vorbim începând de la Consiliul Elevilor, Asociația Elevilor, Asociații Studențești, ONG-uri cu atribuții pentru protecția drepturilor copilului, să fie cunoscute, activitatea acestora să se facă cunoscută, astfel încât tinerii, atunci când doresc să fie implicați, să aleagă din toată această paletă la care dintre acestea să meargă în funcție de activitatea lor, care le stârnește sau nu interesul. Și pentru o transparență și pentru o mai bună colaborare. Noi vorbim doar de cei care au activitate, de cei care și solicită de cele mai multe ori să beneficieze de sprijin financiar din partea statului conform programelor pe care noi le avem în derulare. Potrivit ministrului Natalia Intotero, harta va suferi modificări permanente, deoarece va fi îmbunătățită în fiecare zi cu noi date despre ONG-uri și instituții de resort cu atribuții în domeniu.